Este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc. Căci el a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jure ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Iată de partea de moștenire a celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Sunt unși, te pot ține în robie, toți idolii de lemn, de aur sau hurtie. Eu te-am creat și vreau să-ți fie bine, să n-ai alt Dumnezei afară de mine. Să nu te închinai înainte rost, lor să le slujești, căci prin aceasta tare mă lovești. Nu-ți limita gândirea la imagini, căci frumusețea mea e fără margini. Să fii atent când numele îmi rostești, căci vreau mai mult să simt că mă iubești. Nu-mi place să te pedepsesc vreodată pentru o vorbă mai necugetată. Și mult aș vrea ca să te aduci aminte de ziua ce ți-am pus înainte, să te oprești din lucrul ăsta pe mine, să nu muncești tot timpul ca păgânii. Pe mama și pe tata, și vezi, să nu ucizi cu niciun cuvânt, că viața îi da... Că viața e... Să te ferești de relele trupești, nici în gând să nu păcătuiești, decât să faci și tu ce face altul, mai bine fi curat, ca diamantul. Să fii cinstit cu cei de lângă tine și nu lua ce nu ți aparține. De vrei ceva ce nu ai, fii înțelept, muncește și să ai. Să dai dovadă că iubești pe semeni. Voi toți sunteți copiii mei, frați gemeni. Să nu înșel cu vorba sau cu fapta, că mincinoșii își vor primi răsplata. Și ca să fii ferit de orice păcat, izvorul inimii să-l ții curat. Să nu râvnești cu pofta păcătoasă nimic ce are aproapele în casă. Copilul meu, oriunde te găsești, primește-mi sfaturile părintești. Ascultă-mă și nu o să-ți fie rău, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău.